Vinde că sufletul meu Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru toate Hristos și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pace în toată lumea pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Sfânta Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință pe evlavie și cu frică de Dumnezeu intră într-însa, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Sfântul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomizului, pentru preasfințitul Părintele nostru Visarion, Episcopul Tulcii, pentru cinstita preoțime și cea cu Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul, Domnului să ne rugăm. Sunt popor român, de pentru tine, pentru cârmăitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru armata cea iubitoare de Hristos, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru preacuviosul Părintele nostru Stareț Iustin Protosingherul, împreună cu părinții, frații, ostenitorii, militorii și binefăcătorii acestei Sfinte Mănăstiri, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru sfâlăcașul acesta, țara noastră, orașul acesta și pentru toate orașele și satele, pentru toți cei ce cu credință viețuiesc în întrânsele, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru buna întocmire a văzducului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Și binaie pentru cei bolnavi, pentru cei robiți și pentru a lor mântuire, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Pe preasfânta, curata, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoare și pururea Fecioara Maria, cu toți Sfinții să o pomenim. Renoim și ne-i juni pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție se cu tine, Doamne, slava, cinstea și chiptesiunea Tatălui, Domnului și a cântatelui Tău prea înaltă, iară și iară în pace Domnului să ne rugăm. Fecioară Maria, cu toți Sfinții să o pomenim. Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos, Dumnezeu să o dă. Oi, a Tatălui, επιτεύσεν η δεξιά σου. Părinte Stareț, Preacuvioși și Preacuceniși Părinți împreună slujitori, vicelor credincioși, ne-am fericit, iată, prea bunul și prea milostivul Dumnezeu și în anul acesta cu pace, cu bucurie și cu liniște în țară și în suflet, la sfârșitul celor 2 săptămâni de post și de rugăciune închinat Maicii Domnului, să ajungem la sărbătoarea iubită de noi toți, pe care am sărbătorit-o ieri, și anume adormirea Maicii Domnului sau Sfânta Marie Mare. Este o sărbătoare frumoasă, dragă tuturor creștinilor și mai ales nouă românilor, o sărbătoare închinată preacurată de Fecioare Născătoare de Dumnezeu și în același timp o sărbătoare care ne aduce aminte de plecarea din lumea aceasta către lumea cea veșnică, a celei care s-a învrednicit să fie Născătoare de Dumnezeu, Maica Mântuitorului nostru Iisus Hristos și Maica fiecăruia dintre noi. Iată, noi o numim pe Maica Domnului cu acest apelativ frumos, luată din Evanghelia de la Luca, când îi se spune că Fecioara Maria s-a dus în grabă în cetatea lui Zaharia și acolo s-a închinat Elisabete și Elisabeta, plină de Duhul Sfânt, a rostit cuvintele: de unde cinste aceasta ca să vină la mine Maica Domnului meu? Așadar, apelativul acesta de Maica Domnului nu este de la oameni, ci este de la Duhul Sfânt și iată, noi o numim cu acest nume pe Fecioara Maria, pentru că este cu adevărat Maica Domnului, Împărăteasa Cerului și a Pământului, este Maica tuturor necăjiților, este Maica Bisericii și este Maica fiecăruia dintre noi. Ieri am cântat atât de frumos: într-o naștere fecioria ai pățit, într-o adormire lumea nu ai părăsit de Dumnezeu născătoare. Adăugând cuvintele frumoase: mutându-te la viață, pentru că ai fost Maica vieții, l-ai născut pe Cel care este viața, calea și adevărul, prin excelență pe Mântuitorul Hristos, și cu rugăciunile tale neîncetate acolo, în fața tronului Sfintei Trăiri, izbăvești din moarte sufletele noastre. Noi vorbim despre adormirea Maicii Domnului, dar nu este o zi de tristețe, ci este o zi de bucurie, pentru că Fecioara Maria se duce dincolo, în Împărăția Luminii, la Fiul ei, așa cum vedem și în icoană, când Fiul lui Dumnezeu ține în brațe, ca un copilaș, sufletul Fecioarei Maria. Fecioara Maria este întinsă pe pat, plânsă de Sfinții Apostoli și de Sfinții cei care erau în vremea aceea alături de ea, și Fecioara Maria devine Maică rugătoare dincolo, în fața tronului Preasfintei Trei. Maica Domnului este grabnic ajutătoare, Maica Domnului este folositoare, Maica Domnului este invocată la fiecare sfântă slujbă și mai ales la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, de către noi credincioși, pentru că știm că acolo în ceruri avem o mamă iubitoare cu inimă de aur, care ne iubește mai mult decât ne-a iubit mama noastră pământească și care se străduiește să ne îndrume pe calea cea bine plăcută și lui Dumnezeu și semenilor noștri. Noi o cinstim pe Maica Domnului prin cultul de supravenerare sau de prea cinstire, pentru că ea este mai cinstită decât ieruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafim. Maica Domnului este rugătoare și ne îndeamnă și pe noi să ne rugăm împreună cu ea, împretim rugăciunea noastră cu rugăciunea Maicii Domnului, plânsul nostru cu lacrimile Maicii Domnului, bucuria noastră cu bucuria Maicii Domnului pe care a primit-o la Buna Vestire de la Arcanghelul Gabriel din cer, pentru ca, într-adevăr, rugăciunile noastre să fie bine primite în fața tronului ceresc și de acolo, din cerul milostivirii, Părintele Luminilor să ne trimită toată darea cea bună și tot darul cel desăvârșit. Iată, ne aflăm sub lumina binecuvântătoare a praznicului adormirii Maicii Domnului sau Sfânta Maria Mare, un praznic, cum spuneam, care a deșteptat toată lumea creștină, pentru că nu numai creștinii ortodoxi au cinstit-o ieri pe Maica Domnului, ci toți creștinii de toate confesiunile, mai puțin cei neoprotestanți, pentru că Maica Domnului este Maica neamului creștinesc. Să o lăudăm și noi pe Maica Domnului, ca să se împlinească cuvintele frumoase pe care ea le-a spus: iată, de acum mă vor ferici toate neamurile. De ce? Că mi-a făcut mie mărire cel puternic, sfânt să fie numele Lui. Iată, astăzi este o altă sărbătoare locală la noi, la români, și anume sărbătoarea Sfinților Martiri Brâncoveani, care în secolul al XVIII-lea au mărturisit în cetatea Sfântului Constantin cel Mare, Constantinopolul de atunci, Istanbulul de astăzi, au mărturisit pentru Hristos și pentru Evanghelia Lui și pentru credința lor neșovăielnică și tare ca și granitul în Mântuitorul Iisus Hristos și-au dat viața și-au devenit noi mucenici, fiind canonizați în urmă cu ani de zile de către Sfântul Sinod al Bisericii noastre ortodoxe române. Un mitropolit grec, Grigorie de Heraclea, le-a făcut Sfinților Martiri un canon, o rugăciune în versuri frumoasă, dacă un grec a făcut, un străin a făcut lucrul acesta, cu cât mai mult noi românii, din neamul căruia suntem și noi și Sfântul Constantin cel Mare, voievodul, suntem datori să-i lăudăm pe acești noi martiri care au mărturisit cu prețul vieții lor credința adevărată în Domnul nostru Iisus Hristos. Au fost vremuri tulburi. Domnitorul Constantin Brâncoveanu a fost un om iubitor de cultură, a zidit multe biserici și mănăstiri, între care, la loc de frunte, se află măreața lui Grigorie de la Horezu, din Munții Vâlcii. A sprijinit bisericile ortodoxe aflate sub dominație otomană în Orientul apropiat și în Orientul depărtat. A fost un om care s-a îngrijit de românii, frați ortodoxi din Transilvania, titorindu-le biserici și mănăstiri, cum este mănăstirea Sâmbăta de Sus, din Laboarele Muncilor Făgărașului, dar a fost un om care a stănit și multă invidie, motiv pentru care a fost pârât la înalta poartă, a fost luat în Joia Mare a Sfintelor Patim, împreună cu fiii săi, cu ginele său Sfântul Ianache, și dus la cetatea împăratului Constantin, la Constantinopol. A fost închiși acolo pentru o perioadă în celebra și groaznică închisoare Edicule, adică 7 turnuri, și în cele din urmă a fost judecat și într-o zi de Sfânta Maria, de 15 august, chiar când domnitorul împlinea 60 de ani și era ziua Tăciei sale doamnă Marica, a fost scoși acolo pe malul Bosforului și li s-au tăiat capetele. Înainte de martiriul lor, li s-a propus să renege credința creștină, se treacă la islam, la mahomedanism, și el i-a îmbărbătat pe fiii săi și le-a spus, dacă am pierdut totul în lumea aceasta, să nu ne pierdem și sufletele, și rând pe rând, începând cu copilașii, dați seama ce dramă a putut trăi Sfântul Constantin Brâncoveanu, văzând cei 4 fii ai săi decapitați de către păgâni, și în cele din urmă și el, iar maștele lor au fost aruncate în apele îmbolburate ale Bosforului, au fost pescuite noaptea de niște pescari creștini, duse în insula Halki, unde au fost îngropate, apoi aduse de doamna Marica peste ani și ani și îngropate în taină la biserica Sfântul Gheorghe din București, la kilometrul 0, unde se află mormântul Sfântului Constantin până astăzi. Iată ce exemplu avem în neamul nostru românesc de credință, de abnegație, și Sfântul Constantin cu fiii săi și cu Sfântul Ianache rămân icoane de întruchipat, icoane de întruchipat pe care, iată, și mărturisitorii care au trecut prin temnițele comuniste au arătat-o, dragostea față de neamul nostru românesc și față de Hristos și față de Biserica Lui. Și noi să fim iubitori de cultură, ca Sfântul Constantin Brâncoveanu, în vremurile acestea în care cultura este considerată ca un fel de cenușăreasă a vieții sociale, să fim iubitori de frumusețe, că el a fost un iubitor al frumuseței prin stilul brâncovenesc, care am îmbinat stilul bizantin cu stilul nostru românesc, și să fim și noi mărturisitori ai credinței. Să mărturisim credința noastră prin faptele noastre, prin participarea la Sfânta Biserică și la Sfânta Liturghie. Iată, tot astăzi Biserica face pomenirea aducerii de la Edesa a icoanei nefăcute de mână omenească a Domnului nostru Iisus Hristos. De aceea, fragmentul din Evanghelia de la Luca, care s-a citit la Sfânta Liturghie, are o tangență cu această sărbătoare, pentru că Mântuitorul le spune ucenicilor, fericiți sunt ochii voștri, câți dintre împărați ar dori să vadă ceea ce vedeți voi, adică chipul Tatălui în persoana Mântuitorului Iisus Hristos și să audă cele ce vedeți, auziți voi. Iată, fiecare dintre noi trebuie să devenim o icoană, pentru că noi suntem zidici după chipul și după asemănarea lui Dumnezeu. Chipul este dat în creație, iar asemănarea se câștigă prin credință, har și fapte bune, adică prin dovădirea mântuirii. Noi ne închinăm preacuratului chip al Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, și îl rugăm pe Mântuitorul de fiecare dată să strălucească în inimile noastre lumina Lui, în așa fel încât și chipul nostru să fie o icoană, chipul nostru să fie o icoană pentru noi, în primul rând, pentru semenii noștri, pentru că spune atât de frumos Sfântul Ioan Gură de Aur, că privind chipul aproapelui nostru, mai ales a celui care se află în suferință, noi trebuie să vedem chipul Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Să ne bucurăm așadar că suntem împreună astăzi, a doua zi după praznicul Sfintei Marii, la această nouă mănăstire de la Văcăreștii Noi, pentru că este o mănăstire care se construiește aici frumos, din strădania oamenilor de bine și în același timp o mănăstire care ne aduce aminte de o altă mare mănăstire din București, Văcăreștii Vechi, care din păcate a fost demolată înainte de Revoluție cu câțiva ani. Era considerată mănăstirea Văcăreștii Vechi cel mai mare ansamblu neoromânesc post-bizantin din sud-estul Europei. Sperăm cu ajutorul lui Dumnezeu că Duhul mănăstirii de acolo va veni aici și peste ani și ani titoria lui Avroportat se va resimți pe deplin restaurată aici și Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfinților Brâncovești și ale tuturor Sfinților, se va milostivi pentru toți cei care, cu credință, cu evlavie, voi duce bravul și vor cere milă și ajutor de la Dumnezeu. Să ne bucurăm așadar că suntem împreună, să rugăm pe Sfinții Brâncovești să ne ocrotească cu Sfintele lor rugăciuni, să ne întărească credință, nădejde și dragoste, iar Maica Domnului să ne ocrotească cu cinstitul ei omofor și noi să o lăudăm pe Fecioara Maria, o facem de fiecare dată în rugăciunile noastre zicând: Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-te, ceea ce ești plină de daruri, Marie, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul mântecelui tău, că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi și pentru neamul nostru românesc și creștinesc, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Părinte Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin. Să zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul nostru să zicem: Doamne, atotstăpânitorule Dumnezeu, părinților noștri, ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Sfântul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, pentru preasfințitul Părintele nostru Visarion, Episcopul Tulcii, și pentru toți frații noștri cei întru Hristos. Credinciosul popor român de pretutindere, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor, și pentru iubitoare de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Încă te rugăm pentru Părintele nostru Stareț Iustin, protosigherul de pe una cu toți părinții, frații și șteditorii acestei Sfinte Mănăstiri, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. lumină, viață, pace, sănătate, mântuirea, cercetarea, răsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, închinători, ptitori și binefăcători acestui sfânt local. Doamne miluiește! Doamne miluiește! Doamne miluiește! Încă ne rugăm pentru ptitorii binefăcători și miritorii catedrale, mântuirii neamului și acestei sfinte mănăstiri, și pentru toți ptitorii și ducătorii care se ostenesc până în țara și în frumusețarea acestora, într-o sănătate, mântuirea și ajutorul lor. Doamne miluiește! Doamne miluiește! Doamne miluiește! Aminte că mâie cu mânirilor și răoamele dintre bine primite sunt prietenii Sfântului pentru mâirea aceasta și mâirea noastră înaintea mâinii tale, în trimitele totdeauna ca măsurată în obromilor tăilor care se vantă înaintea ta, tuturor preoților, credincioșilor noștri, tuturor celor prezenți și pomeniți, din această bogată și durerile tale, izbăvește-ne pe noi spetele și cuvimile văzducilor și nevăzducilor rășmani, biserica ta cea sfântă, mănăstirea aceasta și de preocupul tău, trebuie tuturor sănătate, cuvile de zile și bolile, toate toatele credune, într-o tot de surate, sărate, auzile, de grase, miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește! Căniștelor de dorește de credințele Mântuitorului și diriște strigăviază și miluiește-ne pe noi lumii tăi, pe toți preoții noștri, pe toți credincioșii noștri, pe toți cei care s-au omenit la această sfântă liturghie și toate dorința și cererea noastră și a lor Doamne, să fie după voia ta cea sfântă, că numai tu știi cu lucrurile și Sfântorul al inimilor, și toate cele ce sunt Domnul nostru al romilor tăi, ne rugăm și auzine și ne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Sfântelor și al lucrurilor noastre cu mirință și cu lumine de inimă, femește trăzire și trăzire cu ianței de cădurerea Dumnezeu și Patrule, cu trăzire și al lucrurilor romilor de bolnavi omenii, ale tuturor bolnavilor, dar și la casele lor, începează-le în cealaltă surești de mizara și de mânătătare și lumini Patrulei, precum ale Dumnezeu pentru că lumea ești sănători și arată de rugăție în locul articărilor, auzi-ne și ne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Încă ne rugăm pentru cei ce au daruri și fac bine întru tot cinstită mănăstirea aceasta, pentru toți cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte și așteaptă de la tine mare și multă milă. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Miliește-te-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, de rugății auzi-ne și ne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Când ne rugăm pentru degna sufletelor adormiților robilor lui Dumnezeu ce s-au pomenit și se vor pomeni în oriași titori și binefăcătorii Sfântului locașului acestuia adormând într-un Domnul, și pentru ca să ne se ierte lor toată greșeala cea de miluiască pe dânsii. Doamne, miluiește adevărului. Să le descopere lor Evanghelia dreptății. Reunească pe dânsii cu Sfânta sa sobornicească și apostolească biserică. Mântuiește, miluiește, apără și păzește pe dânsii Dumnezeule cu harul tău. Păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Înțelepciune! Doamne, miluiește! Dumnezeu, într-o părăția ta, că ferească de la una. și cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu, intre se roagă întrânsă Domnului să ne rugăm. Pentru ca să fim izbăviți noi de din toate cazunia, primejdia și de voia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule. Mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea Credința Sfinții Domnului să ne rugăm. Iubitul de oameni, Dumnezeu nostru, Cel ce le-a primit pe Dânsele în Sfântul cel mai presus de ceruri și după duhovnicescul Său jertfelnic, într-un miros de bună mireasmă duhovnicească, să ne trimită și nouă Dumnezeescul Său har și darul Sfântului Duh să ne rugăm. Și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Ziua Tatălui săvârșită, sfântă în pace și fără de păcat și rând, Îngerul de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cere. Iisuse, te caut, Iisuse, tu știi și mă crezi, de când m-a dus nașa la Sfântul Botez. Te caut de atunci, te caut prin viață, de când eram prunc la mama în brață. De atunci te știu că mă va cânta de tine, Iisuse, și așa mă dormeam. Te caut de leagă, Iisuse, tu știi, că așa mi-a spus mama, cu mulți copii. Cu ochii albaștri se mint ca și cerul, să caut prin viață, să aflu misterul vieții și a minții și a tot ce se poate, și să aflu seninul și binele toate. Te caut, Iisuse, de atunci de micuț, când mama de mână, în bună desculț, m-a dus pe la slujbe, desculță și ea, cu rochea pe față, că așa o purtam în zile de praznic. În rest o tocea, că n-avea sărmana să-și cumpere alta, că ne eram 7, plus dânsa și tata, moșul, dana, cățelul și pisica. Și până să împartă, ea n-avea nimica. Și tot era bine, zicea că-i sătulă, că are în suflet mâncare destulă. Îmi țin minte vorba când mă ținea în tară, că omul e bun când răză-mi goală. Te caut, Iisuse, plămâni și ostenit, te rugă și posturi, te caut smerit. Te caut afară și în casă și în mine, și plâng și mă supăr că nu dau de tine. Te caut prin toate, că așa mi-a zis mama, când m-a dus la școală, de mână sărmana, că ești pretutinde, în munci, în câmpii, în fructul ce leagănă, grâne și vii, în oamenii lumii, femei și copii. Azi nu mai am mamă și dorul mă pasă, de mamă, de tată, de frați și de casă, că din tot ce-a fost, nimic nu mai este și totul îmi pare o tristă poveste. Casa părintească, nu mai am pe nimeni să mă mai primească, dorul să-mi alune, când îngrerat mă întorc la tine. Iisuse Hristoase, ce fără început, primește-mă, Doamne, cu tot ce-am avut, cu mama și tata, surori și frați, cu cei ce mai suntem și cu cei răposați. Și mă rog, Iisuse, bunule că poți, om și Dumnezeu, iartă-ne pe toți. Și de toată lumea te rog, ține seama, Mântuiul Iisuse, că așa mi-a zis mama. de Sfintele Prea Curată, Măritoare, Cereștile și viață frugătoarele, înfricoșătoarele lui Hristos taine, cu vrednicie să mulțumim Domnului. Toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat cerând, pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, de Hristos Dumnezeu să vădă. Dacă vei du, acum și pururea și în vecii vecii noi. Plinătatea bisericii care o păzește, simțește pe cei care vezi frumusețea casei tale, tu că aceștia îi răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiasca ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce ne dăjduim întru tine. Pace lumii tale dăruiește bisericilor tale, preoților, cântătorilor țării noastre și întregului tău popor, că toată darea cea bună și că darul de săvârșit de sus este păgându-se de la tine, Părintele Luminilor, și ție slavă și mulțumire și înțelepciune în înseamnă, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. în această zi frumoasă, să venim aici la locul acesta sfânt și binecuvântat, loc care este oamenilor cu Dumnezeu și în același timp este și o regenerare a spiritului românesc. Mulțumim de asemenea și în al preasfințitului Arhiepiscop Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, pentru înalta binecuvântare pe care ne-a dăruit-o de a sluji astăzi Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Mă bucur în chip deosebit că am avut posibilitatea să slujesc la acest Sfânt Altar, pe care l-am vizitat în urmă cu aproape 2 săptămâni. De când pe aici, nici prin gând îmi trecea că va ajunge așa de repede să slujesc cu Sfântă și Dumnezeiască Liturghie. În ultimul rând, îi mulțumim Părintelui Stareț Iustin pentru invitația pe care ne-a făcut-o și dorim toate cele bune pentru faptul că are mult de muncă aici, dar Dumnezeu și Maica Domnului îi trimite întotdeauna oameni de ajutor. Vă mulțumim și dumneavoastră credincioșilor, care, deși o zi de lucru, ați rupt din activitatea dumneavoastră 3 ceasuri pentru a veni la casa Domnului și a ne bucura împreună de roadele sfinte și dumnezeiești liturghii. Mulțumim de asemenea grupului psaltii care au dat răspunsurilor copilașilor care ne-au adus în minte, iată, frumoasa baladă a lui Brâncoveanu cu Constantin, boier vechi și domn creștin, și fie ca Dumnezeu pentru rugăciunile preacunate Maicii sale, ale Sfinților Martiri Brâncoveanu și ale tuturor Sfinților, să ne ajute și să ne binecuvinteze pe toți și vă așteptăm și pe dumneavoastră în locurile noastre sfinte de la Tulcea, pentru a vă bucura duhovnicești, așa cum noi astăzi, de la Tulcea am venit aici, la apropiere de Constanța, pentru a ne înălța duhovnicești. La mulți ani tuturor, pace, bucurie și o vară frumoasă, cât mai este. Iată, ne-am bucurat să vedem că de la Babadag în pace se vede pământul udat de ploaie. Când am venit tot ploaia, am adus. Așa? Și este un semn al binecuvântării lui Dumnezeu. Mulțumim! Să rămână prezenția voastră și vă mulțumim că ați dat curs invitației și ne-ați încununat astăzi liturghia cu slujirea arhierească. De asemenea, mulțumim și noi prezențului Părinte Teodosie că a binecuvântat ca prezenția voastră să slujiți astăzi în Sfânta noastră mănăstire. Mulțumesc în primul rând familiei Boroș și întregii școli brâncovenești că au ales ca astăzi să-și cinstească ocrotitorii în Sfânta noastră mănăstire și ne-au îmbrăcat mănăstirea în mai multă lumină și în mai multă bucurie. De asemenea, mulțumim copiilor școlii brâncovenești care au îmbrăcat această zi în mai multă sensibilitate și cu mai multe emoții și sperăm ca Bunul Dumnezeu și Sfinții Martiri să le călăuzească pașii, să-i îndrume spre jertfă și, bineînțeles, spre ocrotirea valorilor noastre naționale. Mulțumim tuturor celor care astăzi ați venit să fiți alături de noi la Sfânta Liturghie. De asemenea, mulțumim și celor care s-au ostenit cu pregătirea mesei și toate celelalte bucate pentru acest frumos eveniment. Dumnezeu și Sfinții Martiri să vă binecuvinteze viața și să vă mulțească credința. Amin. Să vă mulțumim.